Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi am pregătit 10 ponturi pentru Premier League și La Liga. Manchester United-Chelsea. Eu cred că se va impune Chelsea deoarece au lotul complet și o formă bună și acest fapt confirmă că totul ar fi în favoarea lor. Tottenham cu Manchester City este un meci în care se duelează doi giganți ai Angliei. Actualul loc 2 și loc 10 se vor duela. Tottenham ar avea nevoie de o victorie pentru a avea o șansă să fie lider în următoarea etapă. Manchester City luptă pentru revenire în clasament și ar dori să nu piardă fiecare punct. Pronosticul meu pentru acest meci este că ambele marchează. Liverpool cu Leicester este un meci foarte interesant în care liderul clasamentului merge pe Anfield, loc unde foarte puține echipe au reușit să plece cu puncte. Pronosticul meu pentru acest meci este că ambele marchează deoarece ambele echipe au jucători care pot face oricând diferența. Leeds United cu Arsenal este un meci între Leeds, o echipă foarte ofensivă care reușește să marcheze des, și Arsenal, o echipă care nu mai arată eficiența de altă dată, dar de o vreme încoace se dovedește a fi destul de eficientă. Pentru siguranță voi miza pe un X și că se vor marca peste 1,5 goluri. Următorul meci este între Manchester United și West Bromwich. Manchester United este o echipă bună, cu jucători care pot face diferența, însă nu au avut un parcurs întocmai reușit în campionat în acest an. West Bromwich este o echipă nou promovată care va veni pe Old Trafford să demonstreze. Pronosticul meu pentru acest meci este 1x, deoarece Manchester United s-a mai încurcat cu echipe mai prost cotate. Următorul meci este în La Liga, este meciul dintre Villarreal și Real Madrid. Villarreal este o echipă în formă, în acest moment se află pe locul 2 în clasament, în timp ce Real Madrid nu a avut un sezon întocmai reușit și se află pe poziția a 4. Pronosticul meu pentru acest meci este egalul sau victoria madrilenilor, deoarece madrilenii nu trebuie să uităm că au foarte mulți jucători care pot face oricând diferența. Villarreal este o echipă bine închegată, dar nu este foarte constantă. Atletico Madrid cu Barcelona se dovedește a fi un meci foarte interesant, deoarece Luis Suarez va lupta împotriva echipei de suflet. Barcelona se află într-o poziție puțin ca nefavorabilă, ocupând a 8-a poziție în prima divizion, și acest fapt mă face să cred că acest meci va fi unul interesant. O echipă care dorește să se mențină în clasament sau chiar să crească, contra unei echipe care dorește să revină. Pronosticul meu pentru acest meci este că ambele marchează. Următorul meci este între Alaves și Valencia. Alaves este o echipă modestă care va găzdui un mare gigant al Spaniei. Pronosticul meu pentru acest meci, datorită faptului că Alaves a reușit să mai producă surprize în trecut, este X2 și că se vor marca peste 1,5 goluri. Următorul meci este între Atletico Bilbao și Real Betis. Atletico Bilbao este o echipă de tradiție din Spania care nu a reușit să demonstreze în acest an, neavând un sezon întocmai reușit, ocupând a 13-a poziție în clasament, în timp ce Real Betis este o echipă medie care ocupă la acest moment al 7-lea loc în clasament. Pentru siguranță, pronosticul meu pentru acest meci este 1x2 și că se vor marca peste 1,5 goluri. Următorul meci este disputa dintre Sevilla și Celta Vigo. Deținătoarea trofeului Europa League va primi acasă pe Celta Vigo, o echipă care se află mai mereu la subsolul clasamentului. Pronosticul meu pentru acest meci este că Sevilla se va impune. Trebuie să precizez că în videoclipul trecut am dat 6 din 7 ponturi corecte. Acesta a fost videoclipul. M-ați ajutat enorm cu un like, un share și un subscribe. Rămâne pe data viitoare. Pa, pa!